Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Altfel, tehnologia evoluează, au apărut roboții care fac cartofi prăjiți. Ai, mai repede și mai bine decât oamenii. Nu te mai stropește, bună. Da. Și roboții și mai nici nu gustă tot timpul să vadă dacă s-au făcut. Tu nu scoți cartofi să vezi? Nu. Mm. Tu guști cartofi? De poftă. Eu fac așa, da. Da. De îi poftă îi mănânc pe toți. E o companie din America. A lansat, deci, un robot care automatizează procesul ăsta de prăjire a cartofilor. Sperăm să apară și robotul. Dar nu poate să apară robotul de ciorbă, robotul de zacuscă, nu. Da, e greu. Prăjiți, nu. Da. Roboții aceștia urmează să înlocuiască mai mulți angajați în bucătărie sau vor grăbi viteza de servire la restaurantele cu ferestre drive-in. Pe robotul ăsta îl cheamă Flippy 2. Păi și Flippy 1 ce făcea? Făcea la fel, dar mai prost. Flippy 1 făcea piure. Și... da. Deci Flippy 2 e un braț robotic. Cum vezi la uzinele auto? Adică oamenii s-au gândit, bă, dacă poate să pună parbrize pe mașini, de ce nu poate să pună și cartofi, bravo, în friteuze? Cred, corect, că Flippy 1 taie cartofii, de fapt. Da. Asta face, pune în tăv, nu știu ce. Când dai comanda la fast food, fiind în America, practic fast food, ca altceva. Da. Și dai comanda că vrei aia, nu știu ce, pac, Flippy se trezește, bzz, și-a pus cartofii în friteuză și imediat. Adică nu mai trebuie să mai stea să-i spună mitică lui Costică, vezi că a venit ăla la geam, bagă niște cartofi sau ce. Nu mai sunt cartofi! Da. 5 ani a durat dezvoltarea lui Flippy 2 și asta e. Stau cu ochii pe el, nu-l lasă de capul lui. Sunt pregătiți oamenii să intervină dacă se întâmplă ceva. Deci au ceva dubi. Da. Deci, practic, cum ar fi să dea foc la bucătărie. Mm. Sau să ceară mărie de salariu. Că ei lucrează în fast food, lucrează exclusiv cu cartofi congelați. Da. Și atunci Flippy, bănuiesc că doar ia frit. Ia coșul ăla de la friteză. Vlung. Și îl pune în ulei. După care îl scoate și îl scoate când sună alarma aia care sună oricum. 5 ani, nene. Așa că mare șmecherie nu e. Deci 5 ani a durat vorba aia, să trăinuiască un robot să facă o operațiune simplă. Păi că măcar Flippy 1 bătea și cartofii. Flippy 1 și că făcea burgeri. Mixerul. Da. Și vor să facă acum și un robot care să pună băutură coritoare în pahare. Să-i spună, îl pun și capace și adaugă paie, o să-i spună Sipi. Dar înțelegi? Da, da, da. Și cred că o să facă un robot care să ia bacșișurile pe care să-l cheme Tipi. Tipi. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.